întotdeauna am fost șantajați și după asta tot presa a zis, vă dați acestui șantaj, cedați în fața tiraspului, iată că de această dată nu vom ceda. Chiar cu prețul de a crea anumite nemulțumiri, știm că sunt aceste nemulțumiri, vom compensa, vom ajuta fermierii, vom ajuta școlile, dacă va fi cazul, sperăm să nu se ajungă aici, dar în orice caz, repet încă o dată, acest gen de presiuni nu va conduce la revizuirea poziției noastre legate de procesul de reintegrare.